când vorbește despre proiectele sale. Dacă în campania din 2008 promitea autostrada suspendată, acum vine cu o altă propunere năstrușnică. Trenul suspendat dintr-o parte în alta a Bucureștiului. Un lucru este clar, până la noul proiect, primarul nu observă gropile din asfalt care blasă mașinile bucureștenilor fără articulații. Edilul Capitalei a explicat cum vrea să rezolve eventuala anulare a organizării campionatului de fotbal din 2020 la București. Trenul suspendat. Acesta ar urma să circule între aeroportul Otopeni și stația de metrou Pantelimon, aflată în acest moment în lucru. Am o altă surpriză, să vedem dacă mi-o aprobă. Nu costă așa de mult. Vreau să fac un tren suspendat care să ducă cât mai aproape de Otopeni. Un tren urban direct. O să cârie probabil 2-3 că trece prea aproape de geamul lor. M-a cuprins ideea când am văzut că e posibil. Noul proiect gândit de primarul general este criticat chiar de consilierii primăriei. Nu există un studiu și nicio aprobare din partea consilierilor generali pentru acest proiect. Sorin Oprescu se dovedește a fi un campion al promisiunilor neonorate. Nu există nicio documentație în acest sens, nu există aprobare din partea Consiliului General pentru un astfel de proiect. Da, e un nou proiect megalomanic, marca Oprescu. După autostrada suspendată, un proiect pentru care primăria a cheltuit milioane de euro și care este încă în stadiu de proiect pentru că pe teren nu a început nimic. În aceeași categorie.